E simplu, din dragoste pentru acest minunat sport. Din punctul meu de vedere, fotbalul este un joc distractiv, un sport de echipă, iar eu fiind o fire energică, am hotărât să-mi consum energia jucând fotbal în fața blocului cu prietenii mei. Nu ne-a fost deloc greu să amenajăm un teren, lățimea terenului fiind normal lățimea străzii, după care am mai avut nevoie de alte patru pietre pentru a face porțile. S-a dovedit că această nebunie a mea să fie într-un final cariera, modul prin care m-am afirmat și am făcut performanță. Când am început să practic fotbalul într-un cadru organizat, a fost o transformare radicală. Dintr-un copil zvăpăiat, irresponsabil, am devenit un copil responsabil. Știam foarte bine că nu va fi permis să merg la antrenamente în cazul în care nu voi avea rezultate bune la școală. Fotbalul m-a transformat treptat, am devenit disciplinată, mult mai organizată. Totodată, personalitatea mi s-a dezvoltat, încrederea în forțele proprii a fost mai mare. Am învățat să-mi respect coechipierele, am învățat să-mi respect adversarii, iar aceste lucruri nu mi-au fost folositoare numai în viața sportivă sau pe terenul de fotbal, m-au ajutat să mă integrez mai bine în societate, m-au ajutat să devin om. Da, am avut de ales între mai multe sporturi. Mi-amintesc că în momentul în care am început să practic fotbalul, practicam atletismul. Am practicat aceste două sporturi în paralel timp de un an, după care am simțit că sportul de echipă este ceea ce mi se potrivește. Eram o fetiță îndrăgostită de fotbal, care se bucura de fiecare dată când pășea pe terenul de fotbal, de fiecare antrenament, de fiecare dată când reușea să jongleze mai mult decât dățile anterioare și să nu mai vorbim de sentimentul trăit în momentul marcării un gol, fie el în timpul antrenamentului. Era practic universul meu. Nu, aspectul acesta nu m-a interesat, pentru că eu știam ce-mi doresc, eram fericită cu ceea ce fac, iar cei apropiați mă susțineam. Ce este cel mai important, acest lucru conta enorm pentru mine. Să nu credeți că am scăpat de expresia du-te la cratiță sau de alte replici răutăcioase. Ei bine, aceste replici nu au făcut decât să mă ambiționeze, să mă facă să-mi doresc să progresez mai mult pentru a le demonstra contrariul. Categoric, da. Am un singur regret, acela că nu am avut posibilitatea începerii practicării fotbalului la o vârstă mai fragedă. Dacă într-adevăr se simte atrasă de această ramură sportivă, să nu ezite să încerce, iar totodată să nu țină cont de prejudecățile celor din jur. Îi garantez că, indiferent de nivelul la care va evolua, va trăi experiențe de neuitat. Iar dacă dorește performanță și va munci, va fi ambițioasă, va avea determinare, rezultatele nu vor întârzia să apară și va fi o campioană. Nu le-aș considera obstacole, pentru că în momentul în care îmbin utilul cu plăcutul, lucrurile devin mai ușoare. Le-aș spune oarecum pașii pe care i-am urmat pentru a face performanță. Iar ca la orice început de nou drum, primul pas este cel mai greu. În momentul în care am hotărât să îmbrățișez fotbalul, am fost nevoită să îmi părăsesc oarecum familia, promițându-le că într-o zi vor fi mândri de mine. Odată cu înaintarea în vârstă și cu experiența acumulată, am fost nevoită din nou să trec peste etape grele ale carierei. Dar
Am decis să pun în balanță și să văd ce cântărește mai mult. Un insucces care te duce cu gândul la a renunța sau performanțele obținute până la momentul respectiv, prietenii pe care ți-ai făcut, momentele unice trăite cu coechipierele, iar acestea din urmă au cântărit mai mult. După ce am realizat acest lucru, am decis de fiecare dată să nu renunț, să-mi stabilesc noi obiective, noi provocări, să muncesc mai mult, să devin mai bună, pentru ca data viitoare să am rezultate pozitive. Bună întrebare! Dacă toți suntem la final, ar fi ceva de genul replica: știați că... Deși sunt considerate extrem de sensibile sau plângăcioase, am auzit deseori expresia "nu plânge ca o fată", să știți că în momentul în care o fată pășește pe teren, devine o războinică, o luptătoare. Ea este devotată total fotbalului, este pregătită să aibă cele mai bune performanțe și rezultate, iar înainte de a juca cu capul, atât la propriu și la figurat, ca mijloc de lovire a mingii, dar și folosindu-și mintea și cu picioarele, o fată alege întotdeauna să joace cu inima.